Romanță fără ecou al lui Ion Minulescu, în dialect maramureșan. Cu titlul cu tot îi zice Horea Vorovei fără înturnare de Ion al lui Minulescu ficior. Amore, tu-ți sluc de porțolan de rab de pleu cu viața ca de glajă, te aflu iartă-t pe aceea stălaje pe care te-am lăsat amu Ioan. Îți mulțumesc, dar ce ți s-a întâmplat? Ce duh de popășot te-o tăcotat? În hia mea, în hia ei, în hia noastră. Ce diavol hab, ce galiță albastră, o sta de veche și te-o priveghit, de nu te-ai rupt și nu te-ai colbăit. Amore, tu-ți sluc de porțolan, de rab de pleu cu șmalțul neîntinat, ogoi-te acolo unde ești, ogoi-te și dacă ne iubești, mai vărăsluiește-ne, bată Ronan. Amore, tu-ți sluc de porțolan. O poezie care în mod sigur o țineți minte și dumneavoastră. Eu am intitulat-o Sinteze. Plecat am nouă din Vaslui și cu manole 10, care și întrece. Unul ungurean, unul moldovean și altul lordul John fluieră pe drum și cântă ce te lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, că m-am mai dus în sat cu dorul și azi e singur puișorul și am închis-o și la tindă să nu vină ursan pletos ca zimbru cu o năframă în vârf de băț să zică trăiesc, cucuieț, ușa mami descuieț, dar nu vine. În zadar suspin și sufăr, căci în bătălie soțul ei iubit a plecat, pocnind din bici pe lângă boi cu plugul pe la noi, iar Bazit privind la dânsul îl întreabă cu dispreț, cine ești, străine? Sunt pașă neam de beduin și de la Babel mandet vin, că se zvonise prin ziare că în Irlanda un om mare are oi multe, mândre și cornute și câini mai bărbați, cum e zdranță cel cu ochii de faianță, cățeluși cu părul creț, fură rața din coteț, ziua ninge, noaptea ninge, dimineața noi vrem pământ, toate spraf. Și lumea este ca și dânsa suntem noi. Și câine eu ți-am fost. Turu tu turu turu ruru 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 da 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 da. Balade popular, Miorița ei șobaci. Ha, pe un picior de plai suntem ca la rai. Lefele jos, vale, iuhas merge în cale. Pe câmpul umblă brazda trei ciobani, unul moldovan, unul vruncean și una de la Coasna. At moldovan și vruncean numărat oi la ungurean. At când văzut că suntem oaie multe, nu sta să gândește, ai scuns și vorbește. Iai, 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 halute, făcut plan criminal. Dar moșt Baci a avut un oaie care iubește. El frumos vorbește și chema pe el. A toaie când vine nu tace, gure, nu place, iarbă. A ce probleme suntem la legele, pășune? De răi de aici spune. A asta iuh oaie bălaie, fi fost năzdrăvan. A așa uitat la stele și steluțe, mare și micuțe, făcut horoscop. Și spus la Baci, behehehe, behehehe. No, acum Baci traducem. Spus oie la el, Baci dragă, at moldovan ești vrunce, am vrut ca se omoare, se sustrage în fraudulos toate turmele frumos. Acum Baci nu ai speriat, ai scuns și așteptat. Moldovan ești vrunce, am sosește ungurean, prima lovește, cip, ciop, cip, ciop, capul sparge moldovan, costerul vruncean. Care vere că deci vrut bătaie, spus la mine oie, mie nerușinare. No, nu suntem însurătoare, nu face nuntă, că moare, ești cheis. No, acum un stea ai picat, vruncea a însculat și fugit, așa fugit că făcut record. Fugit și scăpat. Ajuns la București, a avut urme mare, început imobiliare, găsi steaua la vânzare, ești cumpărat.
Suntem și umorale, căci la nunta mea ai căzut un stea, fac ce vrem cu ea. Nu mai tungem lână, nu mai vrem la stână, vrem la parlament. Și când enervam, mergem înainte, facem președinte. Ei, hai, măi, măi! Un secui povestea o zi din viața lui. O întâmplare dintr-o zi din viața lui. Zice, hată într-una în zile, când a întors case, intrat la alimentară și a cumpărat un kilo salami. Când a ajuns case, spus la servitoare, lu un kilo salami și punzurăm la cuiul la cămare. Servitoarea a luat kilo salami, punzurat la cuiul la cămare, spus la ea, nohat când întorcem case de la Sinhaz, de la teatrul, muncăm kilo salami. Hat când a întors case, spus la servitoare, ducem kilo salami să muncăm. Servitoarea a pus mâna la cap, a spus, ioi, de hat ai muncat mâțul, pisicul. Așa, nu, bozmec, acum ai muncat mâțul. Ducem aici muțule și cântarul. Dus pe muțule și cântarul, pus pe muțul la cântarul, fost un kilo. N-a spus la servitoare, aici suntem salami, dar unde suntem muțul? Coadă la pâine, un chioșc micuț, un gemuleț, în Miercurea Ciuc. O coadă mică, ajunge unul în față, îi vine în rândul și zice, hat, vă rog frumos să dați un pâine. Da, următorul din spate îi zice, nu uitați că nu știe să vorbește. La care al treilea mai din spate zice, cine s-a găsit să comentează? Ion și Gheorghe se întâlnesc pe stradă. Și zice Ion, mă Gheorghe, atât azi de necăjit. Am fost la doctor, mă. Și mi-a zis că am o boală, sufer de o boală tare gravă, că nici nu știu, zice. Și spăriet tare. No, păi ce boală așa de gravă ai, ești așa de dăcăjit și spăriet. Nu știu, mă, mi-a zis că nici nu știu, zice. O zis că sufer de claustrofobie. No, și apoi cum e boala aceea, că nici nu am auzit de ea. Dar mi-au zis că e așa că mi-e frică de spații închise, de locuri închise. Nu, zice, păi așa e cum zice doctorul. Dar păi zice, tare mă tind, zice că tind a crede că așa e cum zice doctorul, că ea am vrut să mă duc la crâșmă și tare mă tind că e închis. Zice, măi Gheorghe, să mă bată soarele, am fost la grădina zoologică, mă, eu am fost la grădina zoologică, am văzut leu, mă, leu. Ea zice, așa făcea leu către mine cu gura, mă, ia, ia, tot așa, te gândești că vrea să mă țuce. Zice, tu ce animal ai văzut, mă? Ai văzut să fie leu, mă? Leu, leu cască gura așa mare, fioros. Zice, e da, zice, când e cu fața. O duc pe Maria de urgență la spital. Săraca era aproape de peritonită. Un caz foarte grav. Doctorul când a văzut, zice, urgent în sala de operație. Da? O pregătiți pentru operație și ne întâlnim în sală. Urgent. Iar m-a pregătit-o pentru operație, presupunea să o radă pe Maria jos, la pubian. Când se duce doctorul spre sala de operație, Maria se lupta cu toți infirmierii pe acolo, cu mâinile ținându-se în jos, că nimeni n-a văzut, nimeni n-are voie să pună mâna, n-are voie să vadă. Singurul Ion care are voie să pună, să vadă, să... Ce doctorul, duceți-l, duceți-l, domnule, pe Ion, că ne înregistrăm aici cu malpraxisul, să vină Ion de acasă să o bărberească. Nu, îl cheamă ăștia pe Ion, vine Ion pregătit de acasă cu bicul ăla de unică folosință, și se apucă și o rade pe Mărie. Știi? Și în timp ce o rade, zice om către Mărie, tu, Mărie, fă așa, așa, așa.
Un fel de fabulă, porcul și măgarul. Zice porcul către măgar: uită-te la tine, bă, psulă cu urechi, cum arăți, tot ești plin de balegă, de paie, te încarcă ăștia, pun pe tine cât vor. Numele tău a ajuns de batjocură. Zice porcul: uită-te la mine, guiți odată, mă spală tot timpul, am paie curate, mă umplu jgheabul cu mâncare, cu tot ce vreau eu. La care măgarul stă, se uită așa un pic la el, zice: mă, zice, așa că tu nu ești porcul de anul trecut. Epigramă. De sezon. Telegramă de Crăciun. Când am citit, pe loc m-au luat fiorii. Mama soacră decedată. Și-au și intrat colindătorii: o, ce veste minunată! Vorbeau de-i prieteni. Zice unul către Leana: bă, s-o ales praful de respectul lumii față de biserică, față de religie, față de lucrurile astea. Și uite să-ți dau un exemplu. Eram duminică la slujbă și în timpul slujbei, mă, în timpul slujbei, în fața mea, o femeie și-a prins țigara, mă. Păi ce era să scap berea din mână, mă? Preotul dintr-o localitate, în semn de recunoștință pentru enoriașii credincioși, care l-au ajutat să gospodărească pe acolo, i-au luat și i-au dus pe litoral. Acolo când au ajuns, i-au cazat și au făcut o ședință mică. Și zice preotul: măi, oameni buni, nu trebuie să știe toată lumea cine suntem. Nu vă strigați pe aici, curatore, fătule, diacone, ziceți-vă pe nume și vă distrați, vă simțiți bine. Și acum pe mine, dacă vreți să mă strigați așa mai codificat, ziceți-mi domnul inginer. Bun, se cazează, ei se duc pe plajă, se întind la plajă. Preotul, un tip tânăr, viguros, așa, sare în apă, înoată și se duce mult, mult așa în larg. La care un credincios de-a dreptul îngrijorat se ridică și strigă după el, zice: zice, domnul inginer, apoi nu notați așa departe că vi țineca, domne Ferșom, rămâne fără popă în sat. Băiețelul și cu tăticuțul erau la strand. E un banc de sezon drăguț. Și cum coborau ei scările în slip, în picioarele goale, spre piscină, scările ude, evident, nu? Că era ca la strand, puște o alunecă, îi zboară picioarele de sub el și în cădere dă să se prinde de ceva, să se echilibreze așa, să prinde de bărbăția lui tatăsu, se echilibrează și rămâne în picioare. La care taicăsu de acolo foarte mândră, așa cu pieptul scos, zice: ai văzut, sulică, dacă erai cu măta, scrăpai capul, eh? Un tip surprins la amantă, în timp ce făceau sex, bate soțul la ușă. Ăsta, în pielea goală, sare pe geam. Norocul lui că era etajul 1, ghinionul că afară ploua, torna cu găleata. Și omul aterizează într-un grup care făceau jogging. Alergau. S-a apucat și alergă și el cu ei. Și în timp ce alergau, îl întreabă unul: ce, tot timpul alergați așa în pielea goală? Zice: da. Și cu prezervativ, păci, nu numai când plouă. Ștefan cel Mare în sala tronului. Stătea și se sfătuia cu toți sfetnicii pe acolo, una alta, și la un moment dat se dau ușile violent la o parte și intră un răzăș, un oștean, un pleș de-a lui Ștefan, cu ochii bulbucați, desfigurat, strigând în gura mare: Măria ta! Măria mea e la tine! Ștefan cel Mare își adună oștirea și le zice așa, ca un conducător adevărat de oști, cum a fost el: ce, moldovenii mei, peste 3 zile ne întâlnim la podul înalt în straie din război, vin turcii
Și lucrare cumva vă împingă păcatul să vă îmbătați, să fac oamenii și atâta drum degeaba, că eu am vorbit cu ei. O țigăncușă vindea semințe la un colț de stradă, așa, la un leu cornetul, stătea pe jos acolo întinsă, un leu cornetul, cum era, poate mai țineți minte. Un tip trecea în fiecare zi pe acolo și îi lăsa câte un leu. Îi lăsa un leu și pleca, dar niciodată nu lua semințele. Într-o zi, după o vreme bună așa, trece omul, cum trecea în fiecare zi pe acolo, îi lasă leu țigăncușei și pleacă. La care țigăncușa se ridică și fuge după el, îl bate pe omăr, cică, alo, domnul, de astăzi s-o scumpit, e 2 lei. Țigănușul ăla mic, muradelul, îi zice lui tatăsu, zice, teteu, zice, ia uite, așa aș mânca o savaridă, așa aș mânca savaridă cu... La care taică-su îi trage o palmă, zice, că mănâncă frumos! Țiganul a avut un vis, cum să-i zicem, gastronom, o culinar, o, așa se făcea în visul lui, că l-a invitat nașul la masă. E? Și cum stătea el cu nașul la masă, acolo îi zicea nașul în vis. Zice, da, mâncau aia așa niște sarmale bune, cărnosă, mare, așa, făcute de nănașa. Zice, o, nașul, cum le-aș mânca? Așa le-aș mânca. Zice, nașul, da-s-o un pic răci, să mă duc să le încălzesc. Zice, duce nașul și încălzele. Se făcea că ia nașul oala și se duce cu ea în bucătărie să o încălzească și țiganul de bucurie își freca mâinile așa cum o să mănânce. Și cum își freca mâinile, s-a mișcat în vis, în somn așa și a dat cu cotul marginea patului, s-a trezit. E ce n-o dic, pută, mă, ce n-am putut să le mănânc așa reci. Baciu Gheorghe era gospodarul șef al satului, așa îi se spunea, pentru că era unul dintre cei mai harnici oameni din sat și multă lume știa, s-a dus vestea și într-o zi a venit televiziunea la el acasă. Baciu Gheorghe, un om primitor, un ardelean, cum se cade, a întins o masă afară în curte, i-a invitat pe toți, bucate bune pe masă, acolo de toate, o băuturică, un desert. Și ăștia din televiziune ziceau, Bade Gheorghe, dumneata, ești un exemplu extraordinar pentru toată lumea. Haide pentru tinerii ăștia, care vezi acum, au tot felul de apucături urâte, alcool, droguri și alte prostii. Haide să le dăm un exemplu. Cum muncești dumneata de dimineață până seara și... Uite, prin muncă reușești să ai o gospodărie frumoasă, să te respecte toată lumea, să te bucuri de viață, de familie. Haideți, Bade Gheorghe, povestiți-ne o zi din viața dumneavoastră, de dimineață până seara. Au ceva, Gheorghe, zice, păi, dimineața, așa, pe la 4-5 mă scol, zice, apoi beau un pahar de pălincă, în bucurice, zice, mănânc și apoi mă duc, cosăs, până pe la vreo 12. Apoi ce la 12, când mă opresc, apoi mai beau 2-3 pahare de pălincă. Deci așa, păi, iară, că o să spună către seară. Apoi ce către seară, nu, stai, Bade Gheorghe, ne iertați că vă oprim, dar e o problemă. Noi tocmai vă spuneam că tinerii cu alcoolul, cu... Cum o să le spunem că de cum vă treziți de dimineață... Bem și haideți să înlocuim chestia aia cu citiți o carte, știu eu, poate udați florile. Haideți să reluăm, o luăm de la capăt. Da, zice Baciu Gheorghe, apoi zice, pe la 4-5 dimineața când mă scol, zice, apoi zice, citesc o carte. Da, zice, apoi mă duc lucru, cosesc, apoi pe la prânz când mă opresc, zice, mai citesc, vă dau 3 cărți, mănânc ori zice și apoi zice lucru până către seara. Apoi zice către seara când mă opresc, zice, apoi mă duc la bibliotecă.
Da, păi ziceai, citim multe cărți, așa, și apoi ce când sunt tine la bibliotecă, merem la șogorul Văsălica, că ăsta are o tipografie. Și apoi... Moare Ion și vin toți prietenii de pahar la mormântare. E, în ziua mormântării, asta să înțelegem că era după două nopți de priveghi, unde s-a muncit la greu, nu? În ziua mormântării stăteau așa, se uitau la Ion în sicriu și zice unul către ăla de lângă el, zice, uite, e totuși la Ion ce bine arată, la care ăla de lângă el zice, normal, n-o băut de trei zile. Doi bețivi, unul către ălalalt. Zice, mă, ai auzit că nu-l mai îngropă pe Vasile miercuri, numai vineri. La care ălalalt o stă un pic și zice, dar de ce să simte mai bine? Un tip mergea liniștit cu mașina pe șosea și la un moment dat așa plosc în fața lui o creatură mică verde. Omul se duce la ea și aia începe să vorbească. Ce, sunt o creatură mică verde homosexuală de pe Marte și mi-e foame, mă ajuți? Păi ăsta se duce în mașină, stixuri, chipsuri ce avea pe acolo, covrigi, îi le dă. Creatura le ia și dispare. Se duce, ce a fost asta? Nu, mă rog. Urcă în mașină, merge, nici 2 km, plios calta mică, roz. Coboară, începe și ea să vorbească. Sunt o creatură mică, roz, homosexuală de pe Venus și mi-e sete, mă ajuți? Ape, sucuri, ce avea asta pe mașină, îi le dă, le ia și asta și dispare. A, ce tipul, ceva nu-i în regulă. Nu. Mai bine mă duc acasă, că mă odihnesc și... Urcă în mașină, pleacă, nici 3 km, mică, albastră, coboară ăsta, se duce la ea, creatură mică, albastră, homosexuală, de unde mă t-ai fi, ce vrei? La care răci ca actele, vă rog. Un polițist între Crăciun și Anul Nou. Toată lumea petrecea, bea, mânca, ca de sărbători. El săracul de servici. Agent de servici, era undeva așa într-o pantă, un deal, noapte, întuneric, frig. Sărăcuțul și-a luat așa o sticluță de bioritm să nu înghețe. A pus-o la piept și mai lua câte o gură, mai punea așa, mai stătea să nu îi fie frig, bietul meu. Și a luat așa tot luat și l-a cam luat valul. Și la un moment dat apare o mașină la care ăsta se zice, halt. Se zice, oprește și se uită la șofer, zice, dar de ce sunteți doi la volan? La care șoferul zice, și pentru asta o trebuie să veniți toată secția. Un bețiv pe stradă îl oprește pe un individ și zice, domnule, te rog eu din suflet, spune și mie pe unde umblu, domnule, unde sunt eu acum? La care ăla zice, puteți sunteți pe strada Republicii. Și domnule, lasă detaliile, în ce oraș? Ion și Maria se pregăteau să plece undeva, la o sindrofie, la un chef undeva. Și la plecare, Maria îl consultă pe Ion. Zice, Ione, să-mi pun sutienul. Zice Iona, păi pune-ți-l tu, Maria, nu vezi ce noroi, ce tine e afară. E, și când se întorc ei de acolo, de la petrecere, Ion era cu libidoul la maximum. Zice, Mărie, dezbracă-te, dar amu iut. No, Mărie, în gândul ei, i-a venit, așa zice, poate mi-a venit rândul. Se zice, Mărie, să dezbracă, Ion între timp dă o fugă la frigider, trage o gură de pălincă, vine înapoi și zice, no, așa, dragută, zice, pune-te în pat. Le pune Mărie în pat, zice Ion, dar numai o clipă. Iar refuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice, no, așa zice, no, pune-te pe burtă, oricum. Pune Maria pe burtă, zice, eu, no, stai, zice, numai un moment. Iar refuge la frigider, mai trage o gură de pălincă, vine înapoi, zice,
Noi ziceam, pune-te în patru labe. Pune Maria în patru labe să urcă eu în păie. Zice, no, amu, du-mă tu la frigider, că eu zbat.